Alexandru Ungureanu, un prieten de-al meu, scriitor de science fiction, dispărut prematur, a scris o povestire care se numește Șampon Animal Electronic de Casă. În poveste e vorba de o perioadă în care din ce în ce mai tare roboții intră în viața noastră și în familie, în care este și o fetiță, e adus cadou un animal electronic de casă care se mișcă prin casă, care o trezește pe fetiță, o însoțește peste tot, ba mai prinde și muște și țânțari, dar care din motive care țin, nu știu, de gelozie probabil, devine antipatic mamei familiei, care face tot ce se poate ca să-l împingă pe Șampon cât mai la marginea familiei, ba până la urmă îl și alungă din casă. Șampon știe să se încarce singur când se apropie de prize, transferă curent electric și știe să meargă mai departe, dar alungat pe stradă devine un câine vagabond, un câine electronic vagabond, care se pripășește mai ales pe lângă stâlpii de înaltă tensiune și transformatoare. Și încetul cu încetul se delabrează, își pierde din piese. E o povestire tristă. Și mai trist este că fără șampon ei electronic, fetița se îmbolnăvește.